Hectarul.ro. Bogdane! Bogdane, unde ești? Bogdan! Mihai! Mă, dar ești verde în ghete, exagerez, pe bune. Verde, verde, verde în ghete. Stai că m-am pierdut, nu am dat seama că suntem în studio. Dar dacă tot suntem în studio, ne pregătim de o nouă emisiune, nu? Verde în ghete, nu? Mhm. A spune că avem și lecții de vietnameză astăzi? Xin chào, adică bună ziua și hai să dăm drumul. Bine că m-ai învățat. Bună ziua, sunt Alina Dobra, lucrez în resurse umane de aproximativ 15 ani. Sunt cofondator al companiei Alira Recruitment, un proiect antreprenorial pe care l-am demarat în urmă cu aproximativ 7 ani, împreună cu Ramona Lăpădătescu, partenera mea. Activăm în segmentul de recrutare, suntem nișate pe domeniul agribusiness, un domeniu provocator, dinamic, iar despre mine personal sunt căsătorită, am un băiat, un preadolescent, ador călătoriile, îmi place să cunosc oameni noi, locuri noi. Suntem suma experiențelor noastre. Bună ziua, numele meu este Sorin Belu, lucrez în Ameropa Grains de 10 ani de zile. În momentul de față ocup funcția de director comercial. Sunt căsătorit, am copii. Ce pot să mai spun despre mine? Încerc să am o viață sportivă, să călătoresc cât pot de mult și mulțumesc pentru invitația la emisiune. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, din nou Verde în ghete aici cu noi la Agro TV. Mihai, în afară de introducerea, știi, am ținut pentru momentul ăsta în care sunt și invitații noștri la masă. Ciao, mâni! Xin chào. Ce-ai zis? Da, ciao, 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 mâni! Bine te-am găsit, Bogdan. Da, 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 da. Tocmai se întoarce omul din Vietnam și n-am Vietnam, cum era. Cam așa ceva. O să ne povestești și tu câteva lucruri despre Vietnam, cum fac ei agricultură și cum sunt ei poate mai verde în ghete decât noi, nu? Sunt mai verde. Da. Bine. Hai să mergem către Alina și către Sorin. Alina și Sorin, invitații noștri de astăzi, i-ați văzut în deschiderea emisiunii. Bună Alina ziua. Dobra, să rămână. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Sigur? Mă bucur să fiu. Sigur, mulțumesc. Da, vedem până la final. Exact. Da. Mihai e de bine aici. Trebuie să recunosc că Mihai a fost inițiatorul invitației tale și eu am venit și am zis da. La fel ca și la Sorin. Bună ziua. Mai ales că vă cunoașteți, nu? Cu Mihai? Da, ne cunoaștem. Cât de mulți ani? 14-15 ani. Cam așa, da. Bun. Hai să spunem ce este fiecare, să pun ochelarii pentru că trebuie să citesc niște lucruri mai multe aici. Alina Dobra, Managing Partner și Co-Founder la Alira Recruitment. De ce Alira? Alina și Ramona. Alina și Ramona. Da. Nu m-am prins. Astăzi sunt, scuze-mă, blond. Bun, Sorin este director comercial la Ameropa Grains. Este o companie bine cunoscută în România și de cât timp? De 10 ani. Acum, în februarie 2013, am început în Ameropa Grains. Am făcut acum în februarie 10 ani. Am sărbătorit momentul. Astăzi vom avea multe lucruri interesante împreună cu invitații noștri, pentru că nici nu știu ce așteaptă. Ce așteaptă, Mihai, zile tu? M-a nesperiat ca o emoție. Nici noi nu știm. Nu știm, dar eu sunt prinsă. Vrem să-i scoatem din lucrul ăsta. Explică-le tu. Ce face această emisiune? Da, sigur, ne-au urmărit celelalte ediții. Păi, cu siguranță, emisiunea asta vom descoperi pe ei ca și oameni, cu proiecte personale și cu hobby-uri. Ce hobby aveți? Să începem. Te rog. Da, călătoriile le-aș pune în prim plan ca și hobby-ul. Îmi Unde? Place să călătoresc. Unde? Mai mult. Vietnam? Ce continent? În Africa am fost și îmi place. Am fost de curând și în America, în Mexic și în Europa. Mexico. Da? Mexico City. Avem un filmuleț pregătit pentru Alina, pentru că nu putem lăsa așa să nu se vadă, nu? Ia să vedem. Ia să vedem, nu, că vedem. Să descurești cu toți aici. A, da. Alina, când era mică, la liceu? Nu, eram în clasa 8-a. La școala generală, acolo, da? Da, da. Aici am cu prietenii, mulți prieteni.
până 2010, mulți. Acolo era GAP. Da, aici luxuriante destinațiile, nu? Da. La nuntă? E, pentru cine a fost rău? Nu știu ce să zic. Să răspund doar eu, nu știu. Și bineînțeles s-a dus la Moulin Rouge imediat în luna de viere? Nu, a fost înainte. Înainte? Când m-a cerut. A, da, da. Nu, a fost un test pentru el să vadă dansatoare de la Moulin Rouge și pe urmă a vrut să vadă Alina dacă continuă, virgulă, să vadă. Da. Și cu familia deja cu familia. Începe să mergeți în multe locuri. Da, asta e ultima, nu? Da, este ultima destinație, dar ne place să călătorim. Mă bucur că și soțul meu împărtășește aceeași pasiune. Bine, cred că eu i-am dat un test grill în momentul când... Eu i-am insuflat-o, da. Am auzit de asta, știi? Glumesc. Cred că despre asta este viața, să cunoști oameni, să cunoști locuri, să experimentezi. Cam despre asta e vorba. Din toate lucrurile pe care le-ai văzut în decursul ăsta tot timp, ce destinație ai revedea cu plăcere așa? Mexic, chiar mi-a plăcut. Cum se face agricultura în Mexic? Să știi că n-am fost în locuri. Deci, iată, lucrează în domeniul HR pentru agribusiness, dar nu s-a interesat la agricultura. Nu face recrutare pentru Mexic, face recrutare pentru România. De ce nu s-a gândit la, uite, recrutare pentru mexicani? Nu cred că vei să faci recrutare pentru mexicani, crede-mă. Complicat. Am văzut niște plantații de agave. Foarte, da, foarte frumos. Da, ei sunt cu tequila, da, agave. Din agave se face tequila. Am văzut o plantație interesantă de agave. Dar și gustat tequila acolo? Da, da, da. Bună. Și care a fost mai bună? Aia de 3 ani, de 5 ani, de 8 ani? A fost o experiență mare complicată. La un moment dat a cerut soțul meu ce este mai bun și la final ne-am dat seama că e foarte scumpă, dar bună. Eu nu sunt pasionată, el este, dar a fost o experiență frumoasă, recomand. Și nu doar, și zona de Africa, deși sunt săraci, sunt oameni foarte calzi, zâmbitori. Poate și din cauza soarelui. Africa, ați fost și la safari? Da, am fost în Tanzania. Deci ați avut și curajul ăsta. Da. Okay. Unde? În Tanzania, nu mai știu exact cum se numea, dar oricum era o zonă foarte populată de animale. A fost o experiență și pentru copil. Deci ați fost copilul acolo? Da, noi călătorim cu copilul acum, okay. E mare. Pentru el, că a fost super. Copilul a văzut animale exotice. Când era mic și el credea că vaca e mov sau știa deja că e are altă culoare? Nu, noi locuim la țară. Asta vreau și atunci a avut ocazia să se plimbe și cu căruța, să vadă și vaca, să vadă și găina și curcanul. Deci, din punctul ăsta de vedere, chiar adică suntem norocoși. Adică un copil norocoși. Mai, cum să spun, care experimenta mai repede decât alții. Nu știu dacă neapărat are experimentat, dar a avut ocazia să, nu știu, să aibă o parte din copilărie pe care am trăit-o noi la bunici, la țară. Ceea ce deci și voiam. Da, și am mers bunicii mei. Un bunic era în Ilfov, Moara Vlăsiei, celălalt era în Botoșani. Da. Acolo am mers cu căruța. Foarte interesant. Dar n-a schimbat nimic. Păcat. Acum s-au mai schimbat vremurile. Nu mai sunt căruțe. Nu prea mai sunt căruțe. Păi mai sunt bunici la țară. Nu mai sunt bunici. Mai sunt bunici la țară. Păi nu să fim bunici la țară. Eu vreau să fiu bunic la țară. Deja mă pregătesc. Foarte bine. La ciorocări, la ce? La țară. A fost mereu la țară. Am acolo un curte ca la țară. La mine așa că nu se vede. E cu de toate. Doar că n-am într-adevăr numai în căruțe, numai am asta, dar îmi amintesc că eu când eram într-adevăr mic am călărit și-o caii colectivului, că fiecare a avut pasiunea asta. Era așa, știi, era interzis. Și te duceai, luai din graj de acolo, îi călăreai și duceai înapoi ca să nu vadă paznicii. Mă rog, pe aia îi îmbătai. Glumesc. Câteva date despre Alina, ca să nu zici că nu ne-am pregătit. Eu sunt aici... Documentarist. Documentarist, nu am vrut să zic acum. Deci, tu ai vrut să zic. Nu mai zic nimic. Bun, primul job la ProServe Maintenance. Ce făceai acolo? Prima oară am început ca orice studentă care avea un job part-time, era ceva pe administrativ, după care am preluat activitatea de resurse umane. Pe vremea aceea nu se duceau lucrurile atât de mult în zona asta de recrutare, headhunting, era mult și partea administrativă. Era o companie care activa pe zona de tehnic, construcții, mentenanță, după care... Ai învățat acolo multe? Da. Cred că a fost o școală foarte bună. Și cu
Agribusiness-ul, Euralis? Da, cu în agribusiness am intrat în Euralis, nu știam la momentul acela nimic despre agricultură, zic ok, o firmă de agricultură, de semințe. Să ce să fii gândit, Alina, tu, la agricultură, la țărani, la... Cam așa, cum priveai? La momentul acela, efectiv, nu aveam deloc informații despre ce înseamnă agricultura în România sau care potențialul. Da. Ok, dar era o, citisem despre companie, mă documentasem, am văzut că e o companie mare, am început acolo, inițial a fost un proiect determinat, după care am avut ocazia să continui să fie o colaborare nedeterminată și am putut să gestionez multe, multe proiecte acolo și în România și la nivel de sud-estul Europei și acolo m-am implicat mult în zona de recrutare și de dezvoltare pe partea asta și mi-a plăcut foarte mult, m-a atras. Mi s-a părut că într-o organizație mai mică, partea de recrutare nu ocupă atât de mult și atunci mi s-a oferit oportunitatea la un moment dat să gestionez un proiect de corect. Genul acesta. Și nu ți-a fost de ajuns, ai mers apoi către chiar o companie care se ocupa de așa ceva, AG Executive, unde ai stat 2 ani și pe urmă, împreună cu Ramona, Alira, cam aflat și noi ce. Exact, stăm. Alina și Ramona. Sorin? Da, cred că oho. Eram cu vreo 10 ani mai tânăr. Nu mai țin de când. Toți 10 ani. E ceva cu 10 ani. Era la începuturi. La începuturi, da. E, o acțiune frumoasă la care da, ai participat și ți-a plăcut chiar lângă tine acolo în Constanța, nu? Da, împărțeam cărți copiilor. A fost o asociație Happy Grains. Uite, Alina Bulimar, o fostă da. Gimnastă. Interesant, mai zic că e constanțeancă după câte știu, nu? Alina Bulimar, așa este. Evenimente și aici te simțeai bine. Să ne simtem bine. Nu, aici sărbătoream plecarea mea din fostul loc de muncă. Asta e de pe Facebook, eram în Dubai. Fetele, când erau mai mici, acum sunt mari. Ce înseamnă mici și acum sunt mari? Păi cea mare are 20 de ani și la facultate în Olanda. Deci, mari. Da. Mari. N-am găsit, recunosc o poze cu ele mai mari, dar ne-am salvat, să știi. În punctul ăsta de vedere. Oricum, unele dintre ele uitați de ele, nu? Absolut. Da. Absolvent de ASE, da. Cibernetică, în 1998, Călăraș și liceul. Din Călăraș am avut din Călăraș. Mulți invitați din Călăraș. De ce Călăraș este așa de... E un județ bun. Este un județ bun pentru cei care lucrează în zona de... În general, din Călăraș, singura șansă e să ajungi la facultate în București. Și trebuie să te străduiești ca să mergi mai departe. A, da, să găsești drumul spre București. Acum e autostrada, de când s-a făcut autostrada Soarelui, dar înainte era drumul vechi. Era mai greu de ajuns. Schimbam trenul la Ciulnița. A, la Ciulnița, ce mișto asta. Da, da. Asta, da. Era chiar faină. Din 2013 la Ameropa. Da. Dar înainte ai lucrat vreo 9 ani la Prutu S.A. O experiență interesantă. Ce făceai acolo la Prutu? Ăștia sunt cu uleiul, nu? E, nu. M-am angajat în 2004 în Prutu, ca mă ocupam de vânzări industriale și rotul fabricii. Tot în 2004 Prutu a achiziționat silozuri și am început partea de comerț de cereale. Din 2006 am început partea de distribuție de inputuri în Prutu. Deci te-a pregătit, cum ți-a spune, pentru ce urma? Da, da. Da, a fost o școală bună? Foarte bună. Corect. Constanțean? Nu, Călărășan. Călărășan, Constanțean acum. În timpul săptămânii. În timpul săptămânii. Și nu chem bucureștean. Și nu chem bucureștean. Că București liber. Călărașul, Constanța, București, știi așa, de, un triunghiul agriculturii. Agriculturii, corect. De ce ții cu Craiova? Universitatea Craiova? Păi... Are simpatie. Nu, 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 țin... Ține, e fan. Sunt suporter al Universității Craiova. Și te întrebam acolo, care dintre ele? Cea care... sau aia nouă? Nu, nu, nu. Universitatea Craiova, care poartă numele de Universitatea Craiova, oficial. Da? Da. Deci asta înseamnă alu Mititel. Nu, alu Rotaru. Alu Rotaru. Ai gata, a răspuns. Eu cu fotbalul Inter. Pentru că sunt două, nu, eu sunt rapidist de aia. Și țin în continuare, merg la meciuri. Deci v-am bătut, ca să spun așa. Ne-ați bătut cu alu Mititel. Uite așa. Nu dați pe fotbal acum, vă rog eu frumos. Nu, 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 dar era o chestie pentru că, într-adevăr, îi place și Barcelona pentru altele. Da. A fost așa ca să încerc să văd nu numai fotbalul românesc, care e la un nivel mai de plictiseală, și am chiar și anul trecut, dar și în general,
am încercat să merg pe afară și să unde am apucat un city break sau vizită pe afară. Deci am avut meci. Am mers. Dar cum te-ai ajuns să ții căreva? E pe partea alta Bucureștiului. Este foarte simplu. Când sunt născut, bunici de acolo? Nu, sunt născut în 74. Ok. Când echipa. Când am deschis ochii și când am putut să văd ce este în jurul meu în anii 78, 80, 82, cea mai bună echipă din România era Universitatea Craiova. Am înțeles. Deci din timpul Craiova. E ușor influențabil, a spune. Pe vremea aceea, jumătate din clasa mea generală țineau cu Universitatea Craiova și jumătate țineau cu Steaua. Și aia cu Rapid care mai rău? Nu țineau cu Rapid. Nici cu Dinamo, că Dinamo vezi, nu cred nici. Da. Erau pe aici rapidiști. Da, uite, și de ce te-am adus în zona asta? Pentru că vreau să te așa destin înainte de întrebările grele. Wow. Dar Mihai vine cu întrebările grele. Eu sunt cu atmosfera, să înțeles, în emisiunea asta. Da, eu sunt drăgușor aici. Da, da, el are cornițele. Păi și cum ai ajuns în agricultură, la ASEN agricultură? Că am văzut în emisiune foarte mulți IT-ști și absolvenți de ASEN care au intrat în agricultură. De ce în agricultură? N-aș spune că a fost un drum direct din ASE în agricultură. S-a ajuns... Ai rămas, 20 ani. Da, sunt în domeniul ăsta, să spunem, din 2004, dar sunt în domeniul, să spunem, de agribusiness. S-a plecat de la un procesator român care a intrat și în afacere cu partea de agricultură. Okay. Deci au... Adică s-a dus cu valul. Adică a fost un val. Da. Okay. Ok. Dacă stăm să ne gândim după criza din 2008... cu excepția unui an 2009, partea de agribusiness a fost singura oarecum neafectată de criza economică din 2008. Și mulți oameni care s-au repoziționat. Da. Dacă stăm să ne gândim bine între anii 2010-2012 și sigur Alina știe mai bine, era o criză foarte mare de angajați în domeniul agribusiness-ului. Da, se furau, se vânau unii pe alții. Dar nu mai e cazul așa. Și acum este așa. Da, dar nu este la ce nivel era în 2010-2012. Deci, prin intrarea României în Uniunea Europeană în 2007, practic, agricultura a căpătat un avânt puternic. Da, așa este. Am început să devenim exportatori, producțiile au crescut. Deci, agricultura a început să devină un business. Ce hobby ai săi? În afară de ce? În afară de Universitatea Craiova. Am fost nemulțumit de viața mea. Coboram din mașină, scaunul de la birou. Coboram din mașină și suflam greu. Și am început, prin 2016, am început să alerg. La început, distanțe scurte. Distanțe scurte, până la piață, kilometru, până la... Nu neapărat. Coană, duci copii. Nu. Am început să alerg pe plajă de când m-am mutat în Constanța. Deci de-aia te-ai mutat în Constanța. Nu, m-am mutat în 2013, am început să alerg prin 2015-2016 și apoi mi s-a pus pata că trebuie să particip la concurs. Și am început de prin 2016 să... Ce distanțe? 21 de kilometri, half marathon. Asta e maraton, da? Da. Anul trecut l-am făcut și pe primul în afara țării, în Valencia, așa cum lunau. Te duci așa spre maraton? Adică ai deja ideea de a face de a alerga 42 de kilometri și mă simt foarte bine pe distanța asta. Poate odată o să încerc, dar nu mai am totuși... Și de câte ori faci? Particip undeva între 6 și 8 concursuri pe an. Luna viitoare l-am pe următorul, pe 12 martie. Interesantă chestia asta. Cum te-a ajutat și în zona cealaltă, de exemplu? Ai constatat că sunt schimbări, de exemplu, de concentrare? E o chestie interesantă și un subiect care nu mai vorbește. Te concentrezi mai bine pe anumite lucruri? Mă ajută foarte mult la nivel mental. Când am după câteva zile de muncă, de oboseală, de stres, după ce alerg, parcă se face așa, se face un declic mental. Da, vara alerg la 2-3 zile, iarna mai rar, pentru că nu-mi place să alerg pe fric și pe vânt. Îți place frigul? Nu. Ai alergat vreodată în jurul unei tarlale de un hectar? Nu. Să faci 20 de... Am alergat, da. Am alergat pe teren agricol, eram la... fost la... în comuna de unde erau bunicii mei. Unde? Ulmu, județul Călăraș. Ah, nu, da. Da? Și aveam câteva săptămâni un concurs
și ca să-mi fac antrenamentul și eram acolo, am ieșit și am alergat printre vii. Ce năzbâtie ați făcut în copilărie? Care e cea mai... năzbâtia care v-ați aminte cel mai mult? Și pe care poți să ne spui, Alina? Nu știu, mi-aduc aminte că... A fost cu mințea, cu ușa de biserică, sigur? Nu, clar nu. Mi-aduc aminte că mă urcam dacă cu... Dacă mergeai cu căruța la Botoșan, era clar. mai... Da, și cu calul. Și da, cu calul. Îl ținea vărul meu, că era mai mare. Mi-aduc aminte că ne plăcea să ne urcăm pe casă, pe acoperiș, și stăteam pe acoperiș. Eu cu o prietenă de-a mea... La plajă, la ce faceți? Nu știu, nu mai mi-aduc aminte cum, dar ajungeam pe acoperiș, nu știu. Cred că era o priveștie interesantă de acolo, nu? Da, stăteam pe acoperiș, sus pe casă. Asta la bunici? Aveau părinții mei o casă la țară și acolo era și prietena mea, stătea la bunici și ne petreceam verile acolo. Ați căzut vreodată de acolo? Nu, n-am căzut, nu. Asta... E întreagă. Da, e ok. Pe niciun accident la activ. Nu, niciun accident. Și nu mai știu ce năzbâti. Ne duceam vara la Argeș, că era Argeșul, și ne aruncam de pe un... La not. Da, știu, da. Da, ne aruncam. Dar știi, acum, dacă merg mai departe și aș fi un psihanalist, aș spune așa, chestia asta de a fi deasupra undeva se duce cu a fi în top, să fi tot timpul deasupra celorlalți și a fi numărul unu. Nu? Așa ar face un psihanalist, ar spune chestia asta. Posibil, posibil, dar la momentul ăla nu cred că gândeam noi așa departe. Era bucuria copilării. Da, era bucuria copilării. Mai lăsați pe mine să pun în... și poate de asta. A privi lumea de sus. Da. Da? Da, chiar. Ne... Mulțumesc, doctor. Da, făceam tot felul de năzbâti. Da, apropo, mă întrebă, acum... că eu am dilema asta, mă, fiind și eu părinte. Tot timpul ai dileme din... Da, 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 da. Acum, de exemplu, dacă ai vedea copilul său că pe casă... Da, nu cred. Deci, n-ar fi confortabil. Da, n-ar fi confortabil. Mi-a dat impresia că generația noastră a avut o libertate, exact, și a făcut multe năzbutii pe care nu o oferim mai departe copilului. Exact, și de fiecare dată realizez lucrul ăsta. Ok, uite ce făceam eu și acum mi-e frică să îl las mai departe, să experimenteze, să exploreze. Dar fiind la țară, totuși mai are libertate de a alerga așa, prin curte, de a se duce cu bicicleta pe câmp, cu prietenii. Da, adică e destul de fericit din punctul de vedere. Da. Și pentru noi. Eu am învățat să merg pe bicicletă, spre exemplu, în pandemie. Niciodată nu-i te zic. În lipsă de ocupație, zic ok, dacă... Și pentru că spui de sport, uite cum zice Sorin, nu te-ai gândit poate să faci un ciclocross pe bicicletă sau nu cu chiar, bicicleta pe... Nu chiar așa departe, dar ne duceam, noi stăm undeva la margine, lângă câmp, și mergeam kilometri bun până la câmpul, pădure. Omul alergă pe tarlale și pe... Așa, merge pe câmp cu bicicleta. Da. Vedeți de ce lucrați voi în zona de... agribusiness? Da. Acum vă răspundeți la întrebări. Nu, e adevărat că... Sorin, ce să aduce aminte din copilărie? O trăsnaie care... Eu primii 14 ani de copilărie am avut înainte de 89, cu restricțiile care unii din noi le știu. N-aveam curent seara, făceam lecțiile la lampă, locuiam într-un bloc din Călăraș, în care seara, iarna se lua lumina. Curent, da. Așa, să la curentul, bă, vezi, să striga. Să la curentul, la... Să vedea tot ceva. Nu vă striga să veniți acasă, că... Nu. Când se lua curentul, ne lăsau afară. Era mai simplu. Hai să-i lăsăm și noi pe telespectatori să vadă o pauză publicitară și ne reîntoarcem. Rămânem cu discuția, pentru că asta, așa n-ai spus, înainte de 89, trebuie să le povestești și după 89. Până una alta, însă, toate în partea a doua emisiunii, Verde Înghete. Invitații noștri au răbdare și voi aveți răbdare până în partea a doua. Hectarul.ro